90% din populația Craiovei rămâne fără apă la robinet. Tot câte o zi, din 500 de asociații de proprietari, 400 au datorii colosale la întreținere. În total este vorba de 71 de milioane de lei. Ca să oblige pe rău plat să scoată bani din buzunar, compania de apă a hotărât să-i lase pe oameni fără apă exact pe caniculă. După ce a împânzit orașul cu notificările către restanțieri, conducerea a hotărât să sisteze apa la câte două asociații pe zi. Noi nu am vrut să se ajungă la situația aceasta, nu vrem să lăsăm Craiovenii fără apă, vrem să vină să achite măcar 5% din datoriile pe care le au nu este atât de mult și apoi facem un grafic de eșalonare a restului de plată, a declarat Adriana Câmpianu, director compania de apă Oltenia. Pe lângă că nu și încasează banii, furnizorul de apă mai are încă o problemă. Nu poate aplica pentru un proiect cu fonduri europene în valoare de 438 de milioane de euro, pe care, dacă îi câștigă, urmează să-i utilizeze în investiții. În topul datornicilor se află o asociație care are restanțe de peste 3 milioane de lei, urmată de alta cu aproape 2 milioane de lei. Însă nu toți craiovenii sunt rău platnici. Unii dintre ei trec prin adevărate drame după ce au fost sepuiți de cei care strângeau bani pentru facturi, un fost președinte de asociație care are în subordine mai multe blocuri a fugit cu 800.000 de, de lei. 160 de apartamente au rămas fără apă din cauza lui.